La finișoara în zona stadionului Dan Coetinișanu, vizelia coborât în copacul microbus. Încădere trunchiul a distrus firele de înaltă tensiune, iar instalația de iluminat stradal nu a mai funcționat timp de câteva ore. Proprietarul mașinii avariate se plânge că s-a ales cu pagube serioase, mai ales că autoturismul nu era asigurat. În aceeași situație s-au trezit și trei șoferi din Constanța, ale căror mașini au fost făcute praf de un bloc bătrân căzut peste ele. Proprietarii dau vina pe primărie că nu au creat copacul stat, iar autoritățile locale spun că de bine este doar furtuna.